Vreau să facem 10.000, 10.000 de like-uri, fraților. Uitați-vă numai ce ne așteaptă pe noapte. Acum, înainte să începem compilația, avem 4 shell-uri superbe. Urmăriți până la final această compilație. Totul e gata aici, la sistemul de inițiere. Avem 2 telecomenzi. Vom porni frumos cu telecomanda, tot ce înseamnă artificii, da? Hai să vedem. Rămâneți alături până pe seară să vedem. Băgați like-ul la forță și subscribe-ul, că muncim mult pentru aceste compilații. O să fie rupere. Ale, Româniale, Româniale, ale, ale. Salutare, fraților pirotehnici, România cu voi. Am revenit astăzi cu mega compilație de 1 decembrie. Pe această cale vă zic și eu la mulți ani, România, da? Avem aici 3 fumigene, frumos, fumigene care au inel și vor pleca pe ambele părți. Mă rog să plece pe ambele părți pentru că am mai testat una și am rămas cu inelul în mână. A trebuit să dau foc manual. Și vă dați seama, dând 3 odată, vreau să fac și o tricolorul. Ar fi fain să plece toate 3 odată. Albastru, galben și roșu, tricolorul României. O să le dau pe toate. Băi, vă mulțumesc foarte mult de susținerea voastră, fraților. Deci vă mulțumesc din inimă. Așa, compilația de 100.000 de abonați, eu am urcat-o pe canal. Din păcate, cei de la YouTube iar au făcut cu restricții, cu un haos și o nebunie totală. Dar nu este niciun fel de problemă, eu sunt aici prezent pentru voi, îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos, că pot să fac în continuare pentru voi aceste experimente, aceste clipuri, deci îi mulțumesc foarte mult Dumnezeu, Dumnezeu e singurul care mă ajută și mă ține, ca să zic așa, mă ține pe picioare, mă ține tare, da? Pentru cei ce n-au văzut compilația, este pe canalul secundar, văd că acolo, nu știu, e bine, nu se întâmplă nimic cu ea și mă rog să fie bine ca să o vizualizați și voi, da? Deci este pe canalul secundar și pe această cale vă spun, fraților, abonați-vă la canalul secundar. Piro Family România e canalul meu secundar pe care vreau să-l cresc. Și dacă, Doamne ferește, uite ce se întâmplă aici, clipul ăla jos, clipul ăla jos, ăla nu știu ce, bă frate, avem un canal de rezervă. Cât o ține și ăla, nu știu, tot așa, cât o vrea Dumnezeu. Dar ca idee, avem acolo și poți să postești acolo o grămadă clipuri. Urmăriți-mă și dați-mi și acolo un subscribe, o abonare, că și acolo o să creștem și o să facem aceeași comunitate frumoasă, ne învârtim după un canal pe altul, ca să zic așa. Bun, lăsând vorbăria la o parte, o să dau drumul la aceste fumigene. Bă, dar nu mi-am luat trepiedul și nu m-am gândit că cu o mână trebuie să trag, cu o mână trebuie să filmez. No, cam astea sunt, au câte un inel fiecare. O să vedeți în continuare, bineînțeles, și ceva petarde, o să vedeți și artificii, am pregătit pentru seară și niște shell-uri. Am clipuri pregătite deja din timp multe, acum asta a rămas ultima secvență de filmat, eu deja am testat totul. Sunt destul de răcit, fraților, deci acum sunt varză, dar mă abțin să fac treabă pentru voi, da? Să ne ajute Dumnezeu, o să trag inelul ăsta, bă, nu mi-am luat trepiedul, nu mi-am dat seama, să trag să iasă fumul, da? Să vedeți și voi un tricolor frumos, țara noastră iubită, cineva a zis o vorbă. Țara noastră e frumoasă, e iubită, dar păcat e locuită. Ceva de genul. Deci țara noastră are de toate păcat, că noi oamenii știți cum e. Ne cam batem joc de ea. Sau nu intru în politică, că deja aici ieșiți la vot, știți cum e. Poveste mare, lungă, n-a ce să. Bun, hai să dau drumul la treabă. O să încerc să fac tricolorul. O să pun telefonul repede jos și după ce o să ia toate foc, mă rog să ia foc, că dacă nu e jale, o să filmez. În caz de ceva am o brichetă de asta de pe Pyro King. Asta e Ultra King, dar e total lor, site-ul. Am o brichetă antivânt. Nici nu se vede flacăra, dar merge. Și ăsta are fitil rapid aici, da? Rapid, care o să declanșeze în ambele părți. Bun. Hai să trecem la treabă. Cu greu a plecat steagul, ce să mai s-a stins și galbena. Mamă, mamă, deci nu pot să cred că s-a stins galbena, frate. Băi, ce... Mamă, dar uite roșia asta. E incredibil așa ceva. Mamă, deci până a pornit aia, hai, la altă n-a mers. O nebunie, fraților. O nebunie cu steagul României, deci nu... Nu se poate. Îmi iau revanșa cu altceva. Revine fratele vostru aici cu revanșa, avem niște big d-astea, big smoke bowl, astea, tata, astea sunt mari. Hai mă să vedem din astea mici, o să facem cu adevărat un stack frumos. Dacă cu alea mari n-a mers, ia să vedem.
Ăla e, tată. Ăla e. Ia uite. Bate vântul foarte, foarte rău, dar uite, tată, tricolorul României din 3 fumigene de la care nu te aștepți. Ia uite-l. Româniale. Adevărul că se termină repede, tot cu galbena problemă. Oho, ia uite roșia asta, tată. Forță. Ălea mari, frate, ba n-a mers inelul, ba ailalt a plecat fără nu știu cum, deci ce să mai, hai, revenim. Continuăm această compilație cu o floare din 3 mitraliere din acestea, Magic Vampire, da? Hai să sperăm că vor lua foc toate. Nu știu dacă au luat toate, ba da, au luat. Hai să facem altă mitralieră. Bă, da, pocnesc tare astea, pocnesc puține în ele, dar pocnesc bine. Ia uite ce are fratele vostru aici. Avem niște petarde cu 3 focuri. Nu mai sunt ele multe rău, dar sunt două floricică. Ia să vedem. Ohohoho! Ce am, că-s peste 20. Hai să facem o floare din toate astea cu 3 focuri. Uitați, tată, fix 31 de petarde au fost, 15 cu 15 și una care am pus un pic de praf între ele. Hai să sperăm că o să fie ceva superb. Ăla e. Gata. Aha, parcă zici că s-au tras așa. Au pușcat ele, dar nu. Revenim cu un test frumos. Ia vedeți, fraților, continuăm această compilație de 1 decembrie. Forță, forță, fratele vostru vă ține numai în compilații. Și uitați-vă aici ce test de petarde avem. O să vi le arăt așa pe repede înainte și o să le prezint mai repede la cameră când le testez, da? Vom începe cu Alibaba, cu astea mai slăbuțe. Avem și ceva bombe cu efect, bineînțeles, și aici spre final câteva cu adevărat bune, o cobră, un piroboom 30, un joker, da? Dum bum, gorila și așa mai departe. Da, hai să trecem la teste, apreciați și compilația asta, poate facem 10.000 de like-uri la compilația asta de 1 decembrie, cine știe, forță, hai, Doamne ajută, nu uitați că fratele vostru este autorizat ca pirotehnician, da? Vă mai anunț încă o dată și încă o dată și încă o dată, că am voie să folosesc și alte petarde de alte categorii, pentru că aici nu sunt toate categoriile permise în România, da? Și atunci am nevoie de așa ceva pentru categoriile F2, F3, F4 și așa mai departe. Hai să trecem, să trecem la treabă, să vedem ce știu acestea. Bineînțeles, seara vom reveni cu niște artificii, forță, forță, forță de tot. Și începem cu Alibaba. Forță. 0,24. Raudo Alba, 0,24, cam același. Dăm un P1000, Thunder King. Frumos. Hai să dăm două Vampire de-astea, unul vechi, unul nou. Le dăm pe amândouă odată să fie acolo cu stroboscop, să vede bine că oricum plouă afară, e urât. Haide. Ăsta la altul e, ce prost l-am dat. Ăla din dreapta e nou, care s-a și stins. S-a stins unul din ele, o să-l iau eu după aia. Dumbo Mini. Cu flamă verde în fitil. Zuki cu flamă roșie, parcă. Uite-l, a avut flama până aer, a avut. Bun, show, show, 120, bine-s, dog, Vampire Bank. Dumbum din acesta cu flamă roșie în fitil.
Frumos, arde frumos ăsta. Avem un zeu salba. Un Big Bang de la Mirnovec, Pirotehnica. Frumos, Mamba 1. Mamba 1. The Cool One. Prost arde. FS3 2024. Renumitele FS3-uri. FS3-uri. FS. Hai să dăm ceva de efect. Avem un Funkelschlag de ăsta nou de la Fireshow și după aia un Scream 5S de la Fireshow. Funkelschlag. Iată-mă. Arde flama aia. Scream 5S. Haide. Bă, rupe în două, bă, Scream-ul ăsta 5S. Toate mi-au funcționat. Toate. Deci câte am testat, nici măcar unul n-a dat fail. Șuierat, bubuitură, tot. Explosive show. Ăsta vechi și după aia ăla nou. Și ăsta nou. Uite așa. Ăsta nou rupe în două asfaltul, vorba aia. Avem un banger de ăsta roșu de la Gheorghe. De la Gheorghe pe bune, George. Flama foarte, foarte mișto, dar pe bubuitură mai are de lucrat. Wolf 2. Că poate dau foc și la aia la altă, din greșeală. Ăla era killerul care va urma. Hai să vedem Wolf-ul. Da. Începem cu gramajul ăsta mai mare, de la 2 grame, tati. Killer. Crazy Robots. PS2 Shark. Rupe, bă. Shark-ul ăsta rupe pe bune. Mamba 2. Ultimele 5 bucăți. Începem cu 5 grame în sus. Gorila. Mamă, s-a schimbat placa. S-a schimbat placa. 5G. Fumăraie mare rău. Joker. 10 grame. Bine, rău de tot. Cobra 18 grame și Pirobun 30. Cobra 18 grame și Pirobun 30. Mamă.
o dăm și pe asta și ne revedem seara cu artificii, super artificii, super compilație. Vă mulțumesc, tată. Hai cu like-ul ăla de 10.000. Haide. Haide. Forță! Am revenit, fraților, și cu treaba de seară, ca să zic așa. O să vă prezint așa în mare, că imediat o să se facă bezna. Am pregătit aici toate cele, până atunci mai testăm câte ceva, dar ia uite ce ne așteaptă la final și vom avea aici o baterie Party Magic 2 conectată la sistem. Avem încă un sistem, două sisteme avem de fapt, pentru baterie 1 și pentru shell-uri încă un sistem. Hai să facem like-urile alea, așa cum am spus, 10.000 de like-uri. A doua baterie va fi Carnival, 50 de milimetri are bateria asta, 25 de focuri. Hai, că eu zic o să fie rupere și bineînțeles 4 shell-uri de final, 4 bombițe, 63 de milimetri, 75, 100 și 125 de milimetri. Toate legate frumos, ia uite-le. Ia uite-le cum sunt aici, ca pirotehnicieni adevărați, da? Ce să zic, sper că apreciați această muncă. Sper să băgați un like, un subscribe, bombițele. Ne prezint așa un pic, că după aia pe noapte va fi mai greu, 3 inci. Avem de 4. Și bineînțeles, shell-ul de 5-5. Ia uite-l, tată. Mamă. Vine noaptea și urmează testul. Hai cu like-ul și subscribe-ul. Gata, fraților, am revenit pe seară și vom testa niște artificii interesante, dar nu acum. Acum că am rămas fără torțe, o să testez două lumânări din astea de tort. Băi, nu sunt eu tortul, dar ați înțeles ideea. Hai să vedem ce vor face. Pe această cale vă și mulțumesc pentru clipul de 100.000 de abonați. Eu vă spun acum că n-am anunțat cumva înainte. Clipul de 100.000 este acum pe canalul secundar, pentru că au restricționat cei de la YouTube aici pe canalul principal. E urcat pe canalul secundar, dar îi mulțumim lui Dumnezeu, forță, forță, că dăm înainte. Hai să vedem astea, lumânările astea, sunt și eu curios. Sper să mă descurc cu ele. Ia să vedem. Fii atent aici. Nu cred. Hai, mă. Uite, deci asta am reaprins. Vai de capul meu. Deci asta e... Haide, mă! Ăla e, tati, nu te mai stinge, mă, nu se poate, frate. Și acum cântăm cântecul care a fost pe intro, da? România, ale! Deci, fraților, sunt răgușit la maxim, sunt răcit. Am alergat un pic mai mult pentru compilațiile astea. Pe vreme era, pe vreme bună, dar prezent pentru voi, ca să zic așa. Bate un pic vântul. Hai, mă, luați că lumea foc aici, mă. Aia zic, forță! România-le, România-le. Hai, abonați-vă în continuare. Băi, vă mulțumesc de toată susținerea. Deci acum, dacă tot filmez așa, o să iau și un cadru. Da, poate fac o poză de thumbnail, nu știu. Forță. Așa că vă mulțumesc, fratele vostru, pentru toată susținerea, pentru abonați. Dăm obice în continuare. Așa. Intrați și pe canalul secundar, deci vă rog, abonați-vă acolo, că în caz, băi, Doamne ferește, orice se întâmplă, de-aia avem canalul secundar. Avem acolo clipurile pentru toate care au fost urcate aici, le-am mutat acolo. Ați văzut ultimele clipuri restricționate și atunci ne folosim și noi cum putem. Rămâneți în continuare alături, o să facem câteva teste, o să dăm niște baterii și niște shell-uri frumoase, da? Lumânările astea de tort, efectiv zici că sunt fake. Sincer, mă așteptam să facă ca lumea în sus. Ia uite. România-le, 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 hei, hei, hei. Hai, mă, tată, că merge, mă. Bine, uite că parcă au prins viață. Mamă. Gata, tată. Gata. Hai, ne revedem. Deci o să facem mai multe flori. Am aici o floare făcută din... Dum bun crackling din acestea roșii și verzi, și de la Fire Show și de la Classic. Hai să vedem ce iese, flama plus crackling-ul. Ăla-i. Ma.
Adevărul e că nici nu s-a mai văzut flama la ce a fost aici. Deci acum facem o floare de întitirez, avem 3 Tasmania și 3 din astea de la Fire Show. Hai să vedem. Ia ce sunt vârtă ăștia. Mamă, ce viteză a luat ăla. Facem o altă floare din Screaming Guy acestea, dar n-au Screaming, ele doar au design și atât. Și hai să le testăm să vedem ce știu. Trebuia galben, trebuia să fie cristal. Hai să vedem, ia. Să învârt și ele ca lumea. Nu uite să învârt. Aha. Urț. Continuăm cu o floare mai interesantă, un pic cu Scream. Hai să vedem ce știu astea. Haide. Deci hai să testăm mai departe doi vulcane. Avem unul Starfire de ăsta mai mic și avem unul interesant de la Triplex ăsta, Silver. Hai să vedem ce știe. Hai să vedem pe ăsta primul. Bă, ce slăbuț. Hai să vedem pe ăsta la alt. Nu știu dacă nimeresc eu așa. Hai, ia. Fain ăsta. Față de la alt. Da, tot micuț. Deci avem aici două bețe de astea, nu mai știu cum le zice exact, sincer să vă zic, sunt diferite și fac niște scântei, o să le dăm drumul să vedem. Să vedem dacă... Ăla-i. Sunt diferite. Ăla-i. Mă prinde de acolo. Bă, deci cât sunt de mici, le fac niște scântei interesante, așa. Te bucur de ele un pic. Mai la altar de foarte ciudat. Uite. La mulți ani, România. Forț. Deci cât de mici sunt, chiar fac interesant. Uite aia și-a schimbat efectul aia din dreapta. Asta la altă e mai intens, așa mai vie. Ia uite. Bine, zdrău. Gata. Deci avem aici o flamă de asta bengaleză și hai să vedem ce face. Foarte interesant. Ia să vedem. Mamă. Până aici e bine. Unde e, mă, fitilul? Bă, ce rupe asta, bă! Haide, mă! A fost frumos! Deci avem aici un C4 din acesta, o biluță de asta pocnitoare. Hai să vedem ce știe. Dă-i cu ea. Ia să vedem. Frumos. Hai să vedem Baby Shark. Deci ăsta s-a stins fitilul, fraților, la vulcanul ăsta aici, la Baby Shark. Ăsta avem aici frumos sistemul. I-am băgat un fitil de ăsta electric și sper să-l aprindă. Hai să vedem. Aia zic. Un mărai.
S-a schimbat efectul. Bă, ăsta cred că e mai mult de jucării, fraților. Deci mai mult chiar că pentru copii. Ia să vedem. Un crackling, ceva, nimic? Mamă, nu cred. Deci testăm niște petarde acum pe noapte. Ăsta e un dum bun cu flamă verde și după aia avem și unul cu flamă roșie. Hai să vedem. Ia, știe ceva pe noapte? Să vede flama. Am zis că... Bine. Hai și ăla cu flamă roșie. Forță. Ăla-i. Deci hai să testăm niște scrim 5S de astea. Dăm vreo două bucăți, că sunt interesante. Ia, hai să vedem. Ăla e. Ia. Bine. Hai să mai dăm una. Ăla e. Avem aici și gorila, aproape de 5 grame. Hai să vedem ce știe. Asta n-are efect de noapte, dar să o vedem și pe noapte. Ia. Hai să testăm și o banană de la Fire Show, clasică albastră. Urță. Bă, deci n-am prins-o. Băi, fraților, deci la banana aia, efectiv, noi am prins efectul, ne-a păcălit o flamă, a ieșit înaintea efectului și, de fapt, efectul era deasupra așa cum trebuia. Hai să ne luăm revanșa cu XXL Thunder ăsta. Ia să vedem ce știe. Să nu facem și ăsta la fel. Mamă, frumos. Gata, fraților, dăm drumul, sistemele sunt pregătite, avem și telecomenzile frumos. Hai să dăm drumul la treabă, să vedem. Ne îndepărtăm și vom da drumul la telecomandă. Hai să vedem, dăm drumul la A. Și a plecat, ia uzo, a luat foc. Hai să vedem. Bine! Bine, bă! Și! Haide! Acum dăm drumul și la B. Și a plecat și ăla, carnivalul. Mai departe. Hai să vedem. Mam! Rupe carnivalul, bă! Rupe. Mamă! Hai cu like-ul, fraților! Rupe carnivalul! Fai de capul meu, ce efecte! Mamă! Fai de... Mamă! Bine, bă! Fai de mamă! Bine! Foaide! Ma! Finalul! Hai cu șelurile! Șelurile și... Bine! Și beu! Haide! Mamă, nu prins, frate! N-ai cu! Bine! Bine, băi! Băi, fraților, deci a fost extraordinar, iată cum a rămas carnivalul, tuburile, party magic-ul, ia uite aici sistemele, își fac datoria, fraților. Deci n-ai treabă, sistemele își fac datoria. Superb, sper că v-a plăcut, fraților, apreciați, vor urma alte compilații și mai și fratele vostru pe zonă, v-am salutat.